Din această toamnă, colectivul tehnicienilor din cadrul lotului olimpic de gimnastică artistică junioare de la Deva s-a întărit. Renumitul antrenor Nicolae Forminte a preluat conducerea lotului, formată din 24 de gimnaste provenite din întreaga țară, cărora le va călăuzi pașii spre marea performanță. Deocamdată, micuțele sportive sunt evaluate valoric la antrenamente, dar și în competiții. Am preluat funcția de antrenor coordonator de la domnișoara Cosma, care a făcut o treabă excelentă până la venirea mea, deci mi-a ușurat foarte mult munca. Împreună coordonăm această grupă de juniori sau lot de juniori sau cum s-o numi, că n-are importanță denumirea. Important este ce vom reuși să facem. După cum bine știți, sunt un om ambițios și consider că Deva este un loc în care gimnastica trebuie să fie pe primul loc. Și am convingerea, de altfel ăsta a fost unul din motivele care m-au determinat să revin, că aici în Deva vei găsi sprijinul și susținerea necesară pentru ca Deva să redevină inima și casa gimnasticii românești. Deja Nicolae Forminte a supervizat două competiții majore în care au concurat cu succes și gimnastele din lotul olimpic de la Deva. Campionatele individuale ale junioarelor care au avut loc în sala sporturilor din Deva, respectiv campionatul național al reprezentativelor de club care s-a desfășurat la Onești. Este prima competiție la care le observ pe aceste fetițe în calitate oficială. Și loc de foarte multă muncă, de puține cuvinte și asta intenționăm să facem. Să muncim. În vârstă de 58 de ani, Nicolae Forminte a fost antrenor coordonator al lotului olimpic feminin de gimnastică artistică senioare a României între anii 2005-2010, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, acolo unde Sandra Izbaș a câștigat medalia de aur la sol. Nicolae Forminte a fost antrenorul la numeroase gimnaste române de valoare mondială, cum ar fi Simona Amânar, Lavinia Miloșovici, Gina Gogean, Claudia Presecan, Corina Ungureanu, Maria Olaru, Andreea Răducan, Sandra Izbaș, Adriana și Ana Maria Tămârjan, cu care a cucerit peste 100 de medalii olimpice, mondiale și europene. În ultimii ani, Nicolae Forminte a antrenat în Italia la un club din Cesena și în Statele Unite ale Americii la Washington.